Mergem între timp mai departe cu o temă care vizează țara noastră și este extrem de importantă, mai exact România, care va intra în Schengen în primăvară. Asta spune asumat premierul Ciolacu. În timpul audierilor din Parlamentul European, comisarul desemnat pentru afaceri interne, reprezentantul Austriei s-a angajat să sprijine demersul. Mai precis, austriacul Magnus Brunner a declarat că România și Bulgaria au făcut progrese în privința aderării cu granițele terestre, iar Brunner nu are atribuții în privința lărgirii Schengen, dar semnalul care vine dinspre el este important, având în vedere că Austria este singura țară care se opune. Magnus Brunner a făcut declarațiile încurajatoare în timpul audierilor din Comisia pentru Drepturi Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European. Sunt audieri prin care trec toți comisarii desemnați înainte de a fi investiți. As I'm sure you've seen in the media, it's important that talks continue that were on a very good route when it comes to full membership of Romania and Bulgaria. The past couple of weeks, we've seen some very fruitful talks. A lot's happened, and I would commend Romania and Bulgaria on the progress that has been made here in the last weeks. This process, we're going to continue the process, and I will continue to fight for Schengen to be completed. Din scrisoarea trimisă lui Magnus Brunner, de șefa Comisiei Europene, rezultă că acesta nu are atribuții în privința extinderii spațiului Schengen. Comisarul European se ocupă de implementarea regulilor de întărire a controlului la granițe, de consolidarea spațiului de liberă circulație și de prevenirea migrației ilegale. Brunner dă totuși un semnal pozitiv care ar putea prefața o decizie politică ulterioară. El spune că Bulgaria și România îndeplinesc toate condițiile pentru a intra în Schengen din 2011. Bulgaria și România au dreptul să profite de toate beneficiile spațiului Schengen. Ridicarea controalelor la frontierele terestre va face spațiul nostru Schengen mai puternic și mai sigur, adaugă el. Magnus Brunner a fost ministru de finanțe și face parte din partidul cancelarului austriac în exercițiu Karl Nehammer. Acesta din urmă a fost până acum cel mai mare opozant al aderării României și Bulgariei la Schengen.